Elena Pătroescu are 29 de ani, este designer și fost cadru didactic. De curând însă, viața ei profesională s-a îndreptat către antreprenoriat. Totul a pornit însă dintr-o joacă și o nevoie a partenerului ei, care nu găsea pe piață un portofel care să-l mulțumească. Căuta un portofel mai deosebit, mai pe stil minimalist, el fiind o persoană care este adeptă cardului, nu umblă cu cash mult la el. Căutând pe piață ceva să schimbe, să-și găsească exact ceea ce dorea, am constatat că nu-și găsește. El știind că eu am o pasiune mai veche pentru ce înseamnă partea asta de creație, mi-a propus să-i realizez un portofel. Dacă prima dată a luat-o ca pe o glumă, la scurt timp gluma s-a transformat în realitate în momentul în care partenerul i-a adus materia primă, pielea. După o lună și jumătate a reușit să facă primul portofel, iar rezultatul a fost atât de bun încât s-au gândit să dezvolte conceptul într-un business. Este un concept nou pe piață. Este un portofel minimalist, un portofel compact. Nu se deschide în niciun fel. Este creat special pe dimensiunile buletinului și îți oferă exact ceea ce îți oferă un portofel clasic, doar că într-o variantă îmbunătățită. Pentru că ai avantaje. Avantajul este că nu trebuie să deschizi portofelul, să-ți cauți bagnote, carduri, ce mai ai de luat din portofel. Totul se poți să scoți din portofel foarte ușor, buzunarele sunt la vedere. Este redus ca și dimensiuni, este slim, are un centimetru grosime. Începutul a fost dificil pentru că nu avea experiența antreprenorială și dacă prima comandă a venit după aproximativ 2 săptămâni de la crearea paginii de Facebook, în prezent vinde între 8 și 10 portofele pe zi. Am lansat strict pe online. Am creat o pagină de Facebook strict pentru portofelul respectiv. Am urcat pozele, descriere și am început să ne promovăm. La fel a fost și cu investiția inițială. A mers din aproape în aproape. Inițial am început acasă și investiția n-a fost una foarte mare. Adică ne-am cumpărat o bucată de piele, ață, ace. După care, când am văzut că avem un feedback pozitiv, investiția inițială s-a ridicat în jurul a 5-7 mii de euro. Acum bilanțul după primele 6 luni arată astfel. Profit 20%, 7 produse în 5 variante de culori, iar în curând o nouă gamă special dedicată doamnelor. În plus, așteaptă să primească și certificatul de invenție depus la OSIM pentru conceptul unicat pe care l-a dezvoltat. Totul este lucrat de ea, de la schițe până la ultima cusătură, iar prețurile portofelelor variază între 109 și 130 de lei. Business-uri mici, solide, cinstite și oameni întreprinzători și harnici cu idei, dar care ne dau totuși așa o umbră de speranță și de curaj, că se mai poate și în România face ceva, asta în toată marea asta de probleme. Da? Sper să devină ei reprezentativ pentru tot ceea ce ne înconjoară în zona de business, pentru că avem nevoie.